Am pus și țelină pentru frunze. Normal, noi țelina asta am cumpărat-o pentru rădăcină, dar în rădăcină nu a crescut. Am scos-o din grădină în toamnă și am plantat-o în diverse recipiente și am avut frunze tot timpul anului pentru ciorbe, supe. Aici, iarăși, pentru că mai era spațiu, am pus ceapă verde. Și am mai pus și niște cartofi aici, fiind spațiu suficient. Bun, acum, haideți să vă, ce să vă mai arăt? Am zis că fac un videoclip scurt, m-am lungit, dar acum, dacă tot m-am lungit, să mă lungesc suficient, ca să zic așa. Aici avem capcana pentru insecte, pe care am făcut-o eu în urmă cu vreo lună, cred, nici nu mai știu exact. N-am apucat să mai încarc videoclip, deși am filmat, nu am reușit să încarc. Sunt multe materiale pe care le-am filmat, dar din păcate nu am reușit să le mai încarc. Același principiu ca și cel din anii trecuți, coală galbenă, pentru că se pare că insectele astea sunt atrase de galben. Am lipit aici cu scoci, coală galbenă, apoi de jur împrejur am pus lipici de șoareci și am mai pus eu aici un carton găsit la îndemână. Mi-ar fi prins bine un carton ceva mai tare, pentru că ăsta e moale și nu îmi stă mie cum trebuia să stea. Și am ancorat pur și simplu cu niște ațe. E o chestie improvizată care arată destul de aiurea. E oribilă la vedere, dar își face treaba și pe mine asta mă interesează. Să-și facă treaba și să prindă insectele dăunătoare. Pentru tut absolut am făcut-o, dar văd că nu, încă nu a apărut. Și evident că o să mai fac și alte capcane. Și o să pun din nou LED-uri în interior. Și o să țin noaptea LED-urile aprinse ca să atragă tuta absolută. Aici nu o văd, încă nu o văd. Văd muște, văd musculițe, văd alte insecte mai micuțe, mai măricele. Dar tuta absolută nu o văd. Bine ar fi să nu fie, să nu o văd, pentru că nu există în seră. Nu că ar exista, dar nu a picat în capcană. Aici, în cutiile astea de lapte, știți că noi nu aruncăm, ci reciclăm, reutilizăm. Am pus diverse semințe într-un pământ simplu de pădure, pentru că am vrut să văd exact cum se dezvoltă răsadurile într-un pământ neamestecat cu pământ de grădină, doar pământ simplu de pădure. Dar, repet, soțul a avut grijă ca să-mi aducă în pungulița aceea un pământ care i s-a părut lui mai bun, mai negru, mai... Și, într-adevăr, este un pământ bun, pentru că, așa cum am mai spus, pH-ul este 7. Aici avem pepene roșu, pe care l-am semănat pe 20 martie, a început să încolțească și eu zic că arată foarte bine. Așa. Aici avem bame, la fel pe 20 martie și ele arată foarte bine. Aici avem inimă de bou, tot pe 20 martie. Și ele arată destul de bine. Iată, când mergem la plimbare în pădure, o punguliță putem să luăm de pământ. Atât că... Da, când mergem la plimbare în pădure, e bine să nu intrăm cu bocanci în pădure, ca să zic așa. Adică să mergem cu respect
nu să mergem cu sacii și să secătuim pădurea și să îi o uscăm pur și simplu, să-i luăm și pământul și lemnul și să o distrugem efectiv. Deci cu mare respect zic eu, când mergem o punguliță cu pământ pentru noi, pentru familiile noastre, în care să punem răsadurile, nu face rău naturii, ca să zic așa. Dar în momentul în care mergem cu camioanele și luăm pământ, și atunci e o problemă, zic. Sigur ați înțeles ceea ce vreau eu să vă comunic. Totul cu măsură. Când vine vorba de natură, ar trebui să fie totul cu măsură și în limita bunului simț. Aici avem roșiile pe care le-am plantat. Sunt roșii cherry. Nu le știu soiul, nu mă întrebați, pentru că mi-am oprit din propria recoltă și roșiile acestea nu știu cum se numesc. Am rătăcit etichetele și pur și simplu i-am pus și eu un semn al întrebării, dar dintre toate roșiile pe care le-am pus anul trecut, astea mi-au plăcut cel mai mult și le-am oprit și am pus și eu, bineînțeles. Acum să vedem dacă ies la fel, pentru că nu știu dacă sunt modificate, dacă sunt hibrizi sau soi, habar nu am. Dar rămâne de văzut în cursul anului ăstuia cum se vor dezvolta, dacă vor crește la fel ca cele de anul trecut. Și iată, avem o inflorescență la primul etaj și acum avem și cel de-al doilea etaj, ținând cont că au trecut printr-un stres extraordinar de mare. Sunt roșiile pe care le-am crescut în interior, după cum bine știți, cei care ne-ați urmărit, cu lampa Mars Hydro, care este extraordinară și desigur că de fiecare dată când o voi menționa, eu vă recomand din mare, cu mare drag, din suflet. Le-am mutat de la cald la frig în seră, au trecut prin diverse stadii, ca să zic așa, frig, foarte frig, cald pe urmă, iar frig și tot așa, șoc termic. Dar eu sunt foarte mulțumită de felul în care arată acum. Și între ele, noi am pus și spanac, pentru că până se fac roșii, trebuie să ne bucurăm de spanac. Bun, aici v-am povestit. Haideți mai departe să vedem ce mai avem pe acolo. Aici cred că avem țelină. După cum arată, e țelină care trebuie să o plantăm când va veni momentul. Aici avem tomate, portocalii. Astea sunt de la țărani. Tomate, portocalii le-am primit de la cineva anul trecut și am zis să încerc acum să văd ce se întâmplă cu ele. Deși nu știu unde le vom mai pune, pentru că nu avem spațiu, dar cred că o să mă întind cu ele la plantație ca să văd cum se dezvoltă astea portocalii. Cherry drops. Sunt niște roșii micuți. Am zis că nu le mai pun pentru că la un moment dat ele au fost bune la început și pe urmă mi s-a părut că s-ar fi schimbat la gust. Dar am zis, ok, mai încerc o dată. Le schimb locul de plantare, nu le mai pun acolo unde este atât iod sub nuc și le pun în altă parte, eventual le duc și pe astea la plantații și să văd care e treaba cu gustul lor real. Cherry Kathleen. Kathleen. Da, asta le-a recomandat aceeași persoană care ne-a dat stolonii de căpșuni. Mi-a zis că sunt foarte bune și a luat și soțul meu un plic să vedem cât de bune sunt. Așa. Aici avem iarăși cherry drops.
Pentru că mi-au rămas mie de anul trecut, când am cumpărat bucul cu semințe, mi-au rămas foarte multe semințe și am zis să pun în cazul în care se întâmplă ceva cu astea la ger, să mai am o tură cu care să vin și să le plantez. Iar cerii Catlin. Aici am numai ceri. Așa. Iarăși. Același soi care vă povesteam că le-am oprit din propria recoltă de anul trecut, semnul întrebării le-am pus pentru că nu știu cum se numesc, dar observ aici, avem o problemă cu avortarea, cu îngălbenirea roșilor. Deci problema e asta, cred eu, că a fost prea frig, cald, frig. Ziua este foarte cald, deși noi aerisim în seră pentru că avem ferestrele și aerisim, dar mă gândesc că șocul termic este destul de mare. Acum avem 20 de grade aici și 2 grade în cursul nopții, deci foarte frig dimineața, noaptea. Dar eu sunt foarte mulțumită de felul în care arată, chiar dacă observ aici o problemă, până la urmă pot să fac și în felul următor, pentru că nu are rost să le mai las dacă arată în felul ăsta, pur și simplu îndepărtez ce este îngălbenit și las ce arată cât de cât ok. Aici, la ultimul etaj, observ că este în regulă. Aici am pus cavaleri, sunt niște flori foarte frumoase, sau căciumărese, le mai spune. Și am semănat aici în ghiveci. Ieri, sau alaltă ieri, în urmă cu 2 zile am început să plantez în grădină, în speranța că vor rezista și frigului din seara asta, cu 2 grade. Și apoi urmează să le găsesc eu locul prin grădină, pentru că, așa cum am mai spus, grădina fiind foarte mică, e cam greu, dificil cu plantarea, cu plante, cu legumele, cu florile. Trebuie să renunțăm la unele ca să punem altele și tot așa. Aici avem măcriș, care a fost călcat de iubirică în picioare. Tot a călcat pe aici, dar slavă lui Dumnezeu, bine că e sănătos. Acum l-am mutat cu părinții lui acolo și cu frățiorii lui și rămâne doar să-l hrănim. Tot noi îl îndopăm, pentru că asta e situația, el nu poate să mănânce săracul singur. Aici a pus soțul meu niște căpșuni ca să avem tot timpul anului. Și aici, iarăși, în țeavă, tot căpșun, pentru că noi avem nevoie, cu problema cu sănătatea, avem nevoie de să detoxifiem organismul și pentru toate bolile posibile și imposibile, avem nevoie de căpșun tot timpul anului. De aceea am pus și o să mai înmulțim, o să mai cumpărăm, o să mai vedem noi pe unde le mai plantăm, pentru că și fetița noastră adoră căpșunile și gemul, mai ales gemul de căpșuni, ea nu mănâncă alt gem, altul în afară de căpșuni. Și atunci va trebui să am suficient, că să fac eu gemul de căpșuni, ca să am ce să-i dau copilului să mănânce dimineața. Bun. M-am lungit, am tăcut până acum, din ce cauză, niște probleme cu vocea și cu cheful, dar m-am hotărât să revin, pentru că și voi mi-ați cerut acest lucru și, sinceră să fiu, și mie mi-a fost dor de voi, așa că am decis să reîncep activitatea aici la țară, în stilul în care voi vi-l doriți, pentru că v-am întrebat, m-am consultat cu voi referitor la felul în care doriți voi să arate acest canal la țară.
Și stilul în care doriți să auziți, să vă comunic, ca să zic așa, pentru că noi, așa cum am mai spus, noi aici la țară vorbim ca la țară, nu ca la oraș, și vorbim în grai moldovenesc, dar am zis că e mai bine să vă întreb și pe voi cum preferați, pentru că îmi respect publicul și când fac filmări vreau să știu dacă vă place ceea ce vedeți și ceea ce auziți și dacă nu vă place. Și statistic vorbind, 76% au spus că vor să audă limba românească și 24% au spus în dialectul moldovenesc, așa cum vorbim noi între noi în familie. Și pentru că, mă repet, ca de fiecare dată, este foarte important pentru mine personal, ca să știu care este opinia voastră, ce doriți să vedeți și ce, cum vreți voi să arate, nu zic satul românesc, mă întind prea mult, nu, cum vreți voi să arate canalul la țară, pentru că vă respect și este important ca să știu acest lucru. În ce stil doriți voi ca să mergem înainte cu canalul la țară. Și am înțeles și am respectat decizia voastră și voi face videoclipurile așa cum voi vă doriți și cum voi vă așteptați. Și cu graiul în limba moldovenească, nu limbă, este un dialect, nu? Că nu există limbă moldovenească și limbă românească, dar ținând cont că așa au hotărât unii să separe limba, graiul moldovenesc de limba românească, în YouTube, dacă veți da la subtitrări, o să vedeți că apare acolo limba moldovenească. Și eu am rămas un pic așa surprinsă, pentru că am zis cum e posibil. Limba românească e limba românească. Există dialect, dar nu limba moldovenească și limba românească. Dar, în fine, asta este o altă paranteză. Nu o să o dezbat acum, pentru că deja m-am lungit prea mult cu vorba și nici nu vreau să vă plictisesc prea mult. Videoclipurile o să încerc de acum încolo să le fac scurte și la obiect și așa cum voi vă doriți. Bun. Păi, vă mulțumesc, dragilor, pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Sănătate multă vă doresc, mai ales acum în aceste vremuri tulburi pe care le trăim cu toții. Eu, pur și simplu, noi, de fapt, ne uităm mai puțin la televizor pentru că ne-a copleșit total, ne-a distrus psihic tot ce se întâmplă și trebuie să găsim cumva un echilibru în tot ceea ce facem și trebuie să găsim și acele lucruri care ne fac să ne relaxăm, pentru că dacă nu ne relaxăm, dacă nu găsim lucruri care ne fac fericiți, deja, deși cuvântul fericire e puțin cam mare, așa, trebuie să găsim lucruri care ne fac pe noi bucuroși și fericiți ca să putem să ne găsim un echilibru interior la, mai ales în momente ca astea tulburi, pur și simplu îngrozitoare. Și o să, probabil că în videoclipurile următoare o să vă povestesc cum am făcut eu personal, vorbesc în numele meu, ca să îmi înlătur gândurile astea mai pesimiste, ca să pot să îmi fac lucrurile de zi cu zi și să îmi duc la bun sfârșit și planurile. Pentru că noi am spus că nu mai avem niciun plan, nu ne mai facem niciun plan, nici o dorință, dar totuși am început niște proiecte și va trebui cumva să le și finalizăm. Și atunci, da, trebuie să ne concentrăm un pic asupra a ceea ce avem de făcut și să găsim un echilibru interior și să găsim lucruri care ne fac bucuroși.
care ne dau speranță și optimism. Altfel, nu vom reuși și sistemul imunitar va fi din ce în ce mai slăbit și atunci ne îmbolnăvim cu toții și unde ajungem? Nu ajungem nicăieri. Bun, iarăși m-am lungit. Mă opresc de data asta aici și vă mulțumesc pentru atenție. Sănătate multă vă doresc vouă și familiilor voastre și să auzim numai de